the fuck, oare? Nebunule. Care să-ți iei fucking motocicleta, să nu mai stai în traficul ăsta infernal. Și nu zic cu motocicletă ca a mea. Poate că avantajul motocicletei mele este pentru simplu fapt că este mult mai micuță. Adică, mă refer, nu-i voluminoasă. Știi, mă refer la agabarit, ca să zic așa, mai pe termenii ăștia. Poți lua și un scuteraș, că de ce nu? Merge și cu scuterul. Vezi ce oameni proști? Ăla e tot. Dar da, prin traficul ăsta, din punctul meu de vedere, eu nu aș rezista, fraților. Cine e cu bicla? Exemplu, ia-ți o bicicletă. Mie personal îmi este foarte frică să merg pe bicicletă prin orașul ăsta. Mă jur, să stau, să merg pe prima bandă sau, mă rog, lângă bordură și să treacă toți idioții cu viteză pe lângă mine, efectiv mă, nu știu, mă cac pe mine de frică. Plus că se întâmplă, din câte am văzut, cel puțin în ultimii 2 ani, sunt mai multe accidente cu bicicliști față de motoscârțari, ca să zic așa. Și da, la motocicletă îți poți lua, dacă nu vrei, o, mă rog, o motocicletă manuală, îți poți lua un scuteraș, că de ce nu, este ok și ăla. Atâta timp cât îți iei un mijloc de transport pe două roți și doar, nu știu, doar muncă casă, bă, mie, din punctul meu de vedere, mi se pare cel mai util. Îmi pare rău, dar trebuie să-mi păcătuiesc, mă grăbesc la muncă, așa că I'm sorry for ya, boy. I'm sorry for people that will fucking judge me, because I crossed this lane, motherfuckers, pentru că din câte am auzit N-word, nu mai am voie să mai zic. Și mi-e cam greu, pentru că l-am în vocabular. Dar, hai, ne încercăm să ne abținem cât putem. Așa. Și da, hai să ne jucăm. Am zis de ce nu-mi place cu bicicleta sau cu, mă rog, mai sunt anumite persoane care se plimbă cu trotineta electrică. Nu-mi place nici cum o trotineta electrică. Am mers puțin pe o trotineta electrică și din punctul meu de vedere, no, that ain't for me. Și da, aș putea spune de ce, pentru că mi-e frică, exact motiv, e același motiv pentru care l-am spus cu bicicleta. Și de ce zic de mijloc de transport, motherfucker? Pentru că în traficul ăsta infernal, luați-vă motocicletă sau un scuteraș. Și repet și repet și again repet, atâta timp cât îți iei un scuteraș și motocicletă, două roți, nu, inclusiv și bicicletă sau chiar trotinetă, băi, luați-vă, gândiți-vă că aveți de aruncat bani și pe echipamente, că na, adică despre ce vorbim? Sunt bune, sunt sfinte, ce bune? Așa cum cauciucurile sunt bune pe drumul, sunt drum uscat, și echipamentul este bun pentru tine, că hai că te-ai băgat și tu la stânga aia să mor eu.
Uite ce, doamne iartă, mai asta de curiozitate. Sunt curios ce motorișcă e asta mică. Mă lași pe mine să trec? Ce motorișcă e asta mică, mă, frate? Chiar sunt curios. Mai e Honda, super, bravo. Interesantă jucărie. Cred că e aia Honda Monkey, dacă nu mă înșel. Chiar aș vrea să călăresc o drăție de aia micuță, să văd cum se simte, cum e cu Monkey-ul vieții. Tu ești sănătos la cap? Coie, e p***a mea să străzi. Cine că te-am văzut și m-am băgat repede. Coie, tu ești... Coie, tu ești sănătos la cap? Ștefan cel Mare e încolo, în camere. Ștefan cel Mare, coie, 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 am văzut că s-a lăsat, s-a tras unul ăla, vă rog. Coaie, aveam semnal, băga mea și p***a. Nimic, că nu se văd alea. Da, nu, nu merge. Coaie! Am putin eu să mă pleci. Doamne, coaie, nimic nu se vede. Vreau să fii ăla să ai. Ce? Nu a filmat, că nu are baterie, am filmat eu. Mamă. Băga mea și p***a în gura ta. Ce? Coie, tu ești nebun la cap. Coie, ți-am zis Victorie și la păr bun a venit. Du-te-n p***a mea. Coie, ai trecut p***a mea, ți-am simțit vântul, dracu. Pare rău. Bă, coaie, dacă acceleram în camei p***a. Ia să vie după mine, în p***a mea, dar tu că eram primul în p***a mea. Mamă, ne-am putat să se moară, mă. Păi nu, mă făceai pe mine, căcat. Mă, că nu cădeam să moară. Păi intrai în mine, coaie. Cum așa, coaie, mă duci, îmi bag p***a. Mă făceați amândine, căcat. Băi, dar eu mă făceam mai rău, că intra în mine. Coaie. Iolo, coaie. Iolo. Lângă mea ești p***a în gura ta. Hai de capul meu. Așa de ziua mea, mă făceai căcat să mor eu, mă băgai în spital. Ca la 27 de ani. Să mor eu. Oh, hashtag blessed, să moară băieții. Hai de capul meu, deci... nici n-am cuvinte, credeți-mă ce... Efectiv, am împietrit. Deci mă jur pe cea mai sfânt că am fucking împietrit. Când la cum a trecut pe lângă mine, cum am simțit curentul ăla, vântul ăla așa. Băi, oh my god, frate. Ah, hashtag blessed, mă jur. Ah, fuck. Da, uite cum era să... Chiar sunt curios ce viteză aveam, o să mă uit. Cadou de ziua mea. Cadou de 27 de ani. Raz era să ori să intre în spital, ori să moară. Trebuie să-mi blurez numărul, wow, da, hai, las. Salutare. Salutare. Bună, Elvi. Ce zici, tată? Să trăiesc. Așa.
Ai uitat cineva? La mulți ani, tăi! Mulți ani trăiască! Nu! Hai cu mutoare! Uite, poți acum, lasă CBR-ul și urcă-te pe celălalt! Mă, da, o să mor! Stai, da, mă urc așa! Eu acum am văzut, voi v-ați semnat și aici, mă? Nu? Cine l-a făcut pe ăsta? Ăla-i Cojo! Păi cum vezi Cojo? Cojo! Mor, bă, nu pot să cred. Ia uite, Mihai cu inimioară. Andrei cu 8 la final, că joacă mult. Și eu inimioară. Și... uite, și Johnny, da. Și... da. Johnny's. Johnny's. Mai e loc destul. Băi, vă fucking mulțumesc, nu e să cred. Bă, n-am ales bine, mă, nu vezi că n-are cauciucuri. Vezi? Ce? Lasă slicurile, mă. Bă, bă, da, vă mulțumesc mult de tot. Îmbrățișare de grup. Mă storciți, da. Îl pun ca titlu, mă storciți. Nu pot să cred că e cât de mișto arată. Trebuie să vezi pe perete acum. Ce? Da, acum trebuie să-l pui pe perete. Bă, cât de șmechere, mă, frate. Da, acum că mă uit la semnătura mea, chiar că e cea mai... Nu vrei să știi că am căutat, să-mi dau cura, nu vrei să știi că am căutat. Incre fucking digger. Bam, bam, pu, cu, cu pista și cu Fireblade. De acum știi ce vrei. Vezi că o să dea bine. O să mă trezesc dimineața, mă uit la asta, zic. Pentru tine muncesc să mor eu. Parcă-l vă părați peste o lună după ce se uită în fiecare zi la ăsta, se trăiește dimineața în cadă și e ceva de genul, bă, mă, cam doare în dreapta spate. După aia găsiți că erați în parcare fix asta. Învățăm un Photoshop și după aceea să-l punem acolo cu o motoră. Da. Nu, pentru Photoshop trebuie să fie pe un pui. Incre fucking debil, cât de șmechere. Bă, trebuia să facem și un pui. Hai, treci la o poză. Da. Doi, vă mulțumesc again. Da, e puțin mai în față ca ai loc. Ne-am dat dracu. O luăm prin pasaj și îl facem la un moment dat pătură. Te-am deranjat cu ceva? What the fuck? Nu l-am înțeles oricum, nu? Ha? Nu l-am înțeles, nu? Am înțeles, eu am înțeles la ce se referă, că stăteam pe astea. Și uite ce prost este, fii antenă. Uite unde vine zebra în loc să vină mai încolo. Puteai să-i spui... Lasă-mă, puteai să-i spui. Stai puțin, ce ai zis? Numărul meu îl dai la ce? Îl dau la poliția, eu spui atunci în oglindă. Ok, și tu ai văzut ce ai făcut? Ce am făcut? Ce am făcut? Am pus semnal la băgat, era 30 de kilometri. Care 30 de kilometri? Și dacă dai semnal, ascult. Am dat semnal. Ia stai puțin, nu știu ce a făcut el. Stai puțin, nu mă interesează ce a făcut el, eu te-am văzut pe tine ce ai făcut, da? Dacă dai semnal, omule, dacă dai semnal, asta nu înseamnă că ai prioritate. Hei, mă asculti? Ascultă-mă tu mai bine. Păi de ce să te ascult? Pentru că e vina ta. E vina ta ce ai făcut. Ce-am făcut, mă, nene? Ce-am făcut? Te-ai băgat în p***a mea peste banda. M-am pus pe... să lași, m-am băgat în p***a mea, tu nu înțelegi că nu era în spatele, nu era în spatele, nu era în spatele. Vrei să-ți arăt filmarea? Arătă-mi filmarea! Păi dacă vrei, îți arăt filmarea, că te-am văzut! Hai să mergem la poliția, să vrei! Oh, nu! Poliția, 2 secunde, ce se...
pula mea. Nu mă lua pe mine cu învățat să conduceți. Omule, ce face el? Uită-te în oglindă. Umpli. Băi. Ți-am zis foarte clar. Pentru că dacă nu-ți faci chestia asta, eu trebuie să zici, mă dorem pula. Ca să zic pe românești, da? Lasă-și. Pentru că nu faci chestia asta, dacă vrei. Dă-o seama puțină din astea. Lasă-și, da, bine. Au. Uite-și tu ce idiot. Băi, p***a mea de prost. Și ăsta altul cu telefon. Uite, altul, p***a mea. N-ai coie, nicio treabă, să mor eu. Mamă, ce mișto se vede, ești prost? Uite ce rupoaie. Stânga, unul dreapta. Mi-am blocat ăsta. Straight to the mat, down.